Bună, Laura! Bună! Bine ai venit la Catine! Bine te-am, bine v-am găsit! Spune-ne ceva despre tine, descrie-te un pic! O, Doamne, așa? Din prima, da? Nu ca din prima, dar mi-e foarte... Nu sunt obișnuită să vorbesc despre mine. Cu ce vrei să încep? Cu mine profesional? Cu mine om? Cu tine om, profesional, ajungem și acolo, un pic mai târziu. Cu mine om... Cele două se cam leagă. Din păcate, prima impresie pe care o au oamenii atunci când mă întâlnesc, asta e, fața, n-am ce să-i fac, și nu zâmbesc tot timpul. Și din motivul ăsta, prima impresie pe care o au oamenii atunci când mă întâlnesc e că sunt o persoană rece, distantă, eventual și afurisită un pic. Și nu e cazul, decât rare ori. Și întotdeauna meritat. Dar... sunt un om bun, eu asta cred despre mine. Sunt un om care iubește oameni, nu oamenii, oameni, care iubește animalele, un om care, fără să aibă copii, suferă sincer atunci când află, uite, de exemplu, astăzi avem... Vorbeam de viața profesională care se împletește cu cea personală. Astăzi și în ultimele săptămâni, cred, am tot avut știri despre copii, nu o să spun abuzați, copii chinuiți în diverse feluri. Și n-aș putea să spun de ce, le iau foarte personal. Și întotdeauna îmi doresc să pot face ceva ca asta să nu se mai întâmple. Sunt un om care încearcă să aibă grijă de oamenii dragi din jurul lui, indiferent dacă este vorba de prieteni, familie, de prieteni familie, de colegi la care țin. Care este amintirea care te emoționează de fiecare dată? N-aș putea să aleg o amintire. Sunt amintiri care mă emoționează pozitiv, lucruri la care mă gândesc cu drag, lucruri pe care le-am trăit și care mi-aduc un zâmbet pe față sau poate chiar, da, sunt emoțională și emotivă, uite. O lacrimă de emoție bună și sunt amintiri care dor. Și asta e o emoție. De să spun că nu aș putea să aleg o singură amintire. Sunt momente din viața personală la care îmi vin în minte și la care mă gândesc cu drag, oameni la care mă gândesc cu drag, oameni pe care nu-i mai am alături, oameni pe care îi am în continuare alături și lângă care am trăit tot felul de momente excepțional de bune sau excepțional de proaste, dar prin care am trecut împreună. Sunt multe amintiri. Cred că tot ce am trăit, aproape tot ce am trăit până acum, personal și profesional, a lăsat acolo o urmă și m-a transformat în ceea ce sunt astăzi. Și n-am cum să nu simt emoție, de un fel sau de celălalt, atunci când mă gândesc la toate lucrurile astea. Hai să intrăm un pic și în zona profesională. Cum reușești să prezinți știri cu un impact emoțional fără să arăți că te-ar putea impacta? Nu reușești tot timpul. Chiar nu reușești tot timpul și mi se pare că asta te face om. Nu ești un robot care citește niște cuvinte fără să se gândească la ele, fără să se gândească la informația pe care o transmite, fără să se gândească la omul care te privește. Nu o să spun niciodată, sau nu o să spun acum, la oamenii care te privesc, pentru că și asta e ceva ce am învățat de la o minunată profesoară de dicție, doamna Ileana Cârstea. Nu trebuie să te gândești că te adresezi unei mulțimi amorfe. Atunci când prezinți știri, atunci când prezinți o emisiune, atunci când apari la televizor, de fapt, trebuie să te gândești că te adresezi unui om. Unui singur om. Îi povestești ceva. Că te gândești la el ca la un prieten, că îți alegi un personaj real. Dacă te simți cel mai confortabil să vorbești cu cea mai bună prietenă sau cu partenerul de viață sau cu un părinte, n-are importanță. Ceea ce contează este să simți că te adresezi unei persoane, unui om, care o să reacționeze într-un fel la ceea ce îi spui tu.
Și e foarte important să nu-l faci, să nu-i strici ziua omului. Chiar dacă îi dai o informație înfiorătoare, el trebuie să simtă că, ok, a aflat acea informație, dar nu e despre el. O să sufere, poate, pentru cei care au pățit ceva crâncen, dar el e ok, e în siguranță, e în casa lui, pe canapea, se uită la televizor și lui e bine. Dar trebuie să se simtă informat. Și trebuie să ai asta în minte atunci când vorbești la televizor. Spuneam că nu întotdeauna reușești să nu reacționezi la ceea ce spui. Atunci când a trebuit să prezint o știre despre moartea unei colege, am plâns. Întâi am zis, nu pot să o citesc. Vă rog frumos, nu băgați asta în jurnal, că n-am cum. Ba da, trebuie să o citești. Am plâns, asta a fost. Ai vreo rutină înainte de a intra în emisie? Da. Poți să o share-uiești cu noi? Asta încercam acum, să refac pașii, dar... citesc jurnalul, evident. Intervin acolo unde simt nevoia să o fac, nu pentru că nu am încredere în scriitura colegilor mei, Doamne ferește, nu de asta, ci pentru că fiecare prezentator, cred eu că ar trebui să-și rearanjeze textul, dacă nu e deja scris ca atare, în așa fel încât, cum se spune, să-i sune bine în gură, să se potrivească stilului lui de prezentare, stilului lui de a vorbi. Dacă mă pomenesc cu niște cuvinte pe care nu le-aș folosi niciodată în viața reală, nu o să-mi iasă bine, o să fie ceva forțat. Și atunci încerc, mai ales că știrile de televiziune sau știrile de radio, trebuie să fie cât mai aproape de limba vorbită. Nu e un ziar sau un website pe care citești ceva și dacă n-ai înțeles din prima poți să revii. E ceva care îți trece pe la ureche și se presupune că trebuie să înțelegi din prima ce a spus omul ăla. N-ai cum să reiei, n-ai cum să revii, n-ai cum să-l întrebi ce ai zis, mai zi odată. Deci cum? Și atunci da, trebuie să înțeleagă din prima. Sigur, nu înseamnă că trebuie să duci limbajul știrilor undeva în zona de argou. Dar trebuie, cred eu, să-l duci cât mai aproape de asta, de discuție, de dialog, chiar dacă nu este un dialog propriu-zis, pentru că omul care te privește nu-ți poate răspunde, nu știu, poate te înjură, poate se uită la tine de acasă și zice, mamă, ce dreptate are, sau, pe bune, cum poți să spui așa ceva? Habar n-am, nu știu, n-am de unde să știu asta, dar mi-l imaginez ca pe un dialog și atunci, evident că într-un dialog îți dorești să te faci înțeles. Deci, da, trec prin jurnal, îl citesc, modific ce simt nevoia să modific, discutând cu echipa, nu mă apuc așa de capul meu să fac modificări de fond. Și, nu știu, vrei să știi de asta, îmi retușez machiajul, mă duc să mă schimb. Întotdeauna mă schimb chiar înainte să intru pe post, pentru că asta mă ajută cumva să intru în starea de live. Dacă stau îmbrăcată în hainele de știri de când am ajuns la serviciu și până când intru în jurnal, parcă simt că nu intru în starea aia pe care trebuie să o am. Sau starea pe care simt nevoia să o am. Și e un pic de actorie în asta, dacă vrei. Așa cum un actor nu umblă toată ziua, bună ziua, îmbrăcat în costum, mă rog, decât dacă are o zi de filmare foarte lungă și atunci asta e. Dar așa cum un actor se îmbracă în costum înainte să intre în scenă, cumva și eu simt aceeași nevoie. Crezi în vreo superstiție? Calc cu piciorul drept în platou. Întotdeauna. Doar în platou sau în general în încăpeți? Probabil că o fac din obișnuință atunci când intru undeva, dar în platou o fac conștient. Ai vreun talent ascuns? Nu știu cât e de ascuns, că scriu de mult și public din 2015, așa că e destul de public talentul ăsta. Mă rog, unii îl consideră talent, altora poate că nu le plac cărțile mele în mod deosebit, dar scriu ficțiune,
scriu fantasy chiar. Și anul ăsta am trecut un pic și în partea cealaltă de non-ficțiune. Teoretic, ele sunt încadrate la categoria self-help. Nu sunt chiar un manual, nu sunt un compendiu despre de psihologie. Sunt absolventă de psihologie, dar nu profesez, evident. Dar sunt mai mult izvorâtă din experiența mea, povestită în așa fel încât unii oameni care poate că trec sau au trecut prin ce am trecut eu, aici mă refer la anxietate, depresie, relații toxice de orice fel. O relație toxică, dar toată lumea se gândește la o relație romantică toxică. Nu, poți să ai o relație toxică și cu un prieten, cu un loc de muncă, nu știu, cu un părinte, un alt membru al familiei. Și mai ales atunci când e vorba de familie sau de job, sunt mulți care spun, dar cum să amorez și ce să fac? Adică, ok, într-o relație de altfel pot să mă despart, pot să divorțez, ce să fac? Să divorțez de job, să divorțez de bunicul? Da, ok, nu folosim cuvântul divorț în situațiile astea, dar e bine să faci un pas în spate, să vezi, poți să-ți faci o listă dacă te ajută. De ce ar trebui să rămâi în relația aia de prietenie, de muncă, de familie și de ce nu? Și atunci când nu-urile sau nu-ul, poate să fie unul singur, atârnă mai greu decât toată lista de da, bine să te gândești la o variantă de a ieși din acea relație toxică.